este o stare de lucru pe care vreau să o scot în evidență și poate că ne trezim cu toții și cel care are capacitate, că să află la guvernare sau să află în opoziție, să vină cu niște propuneri. Eu v-am vorbit în partea trecută a emisiunii despre crearea unor hub-uri. Unor hub-uri acolo regionale. Noi avem spitale și nu le avem. Oamenii mor cu zile. V-am dat cazul când un om de la Briceni nu a mai ajuns, nu a mai putut fi ajuns și putea fi salvat. În Germania, bunoară, asemenea cazuri sunt mai rare și mai rare. Mici, sunt excepții. La noi sunt regulă. Gestionarea pandemiei. Dacă am ajuns într-o bună zi să fim injectați și cu vaccin expirat. Unii s-au mai văzut acest lucru. Și există această dispută. Chișinăul reprezintă o jumătate din țară, dacă o luăm așa economic și mai mult. Da. Dar vorbim ca și populație. Există această dispută mereu că cei de la direcția medicină, spre exemplu, din Chișinău, au obiecții față de cei de la Ministerul Sănătății. De ce nu s-ar așeza la o masă de dialog să găsească cele mai bune formule să fie aplicabile pe întreg teritoriul țării, dacă sunt mai bune cei de la Chișinău sau invers? Sau, v-am vorbit despre Ministerul Economiei. Ați văzut dumneavoastră că în primele 4 luni de zile sau 5 luni de zile ale activității acestui guvern să creeze mai multe locuri de muncă, așa cum s-a promis? I-ați văzut cumva stând la rând în vămile la granița cu România, să vină diaspora noastră acasă să-și găsească un rost aici? Pentru că asta s-a promis. Aici apare problema. Ce face Ministerul Economiei? Atrage investiții în Ministerul Economiei mai multe decât au existat? Sau sau mizăm în continuare pe ce o să mai privatizăm? Să mai privatizăm ce e ce mai rămas și cu asta? Nu. Trebuie trase investiții, trebuie să creăm condiții foarte bune pentru investitori străini, să creăm condiții foarte bune pentru cei care au plecat în străinătate și au căpătat niște parale acolo și să aibă unii să investească aici, lângă părinți, lângă copii. Despre asta era... Eu încerc să fac concluzia, mă rog, hai să medităm împreună. De ce nu fac? Eu cred că nu au capacitatea suficientă, nu au expertiza suficientă.